să plimbe coioara. De ce am citit fața cu replin? Și că grupa de sânge cu RH negativ este de origine extraterestră? Băi, deci dacă își dă o tipă de mine cu mine ce a văzut extraterestri, dacă mă intră pe americanii care au în gândire de gradul 3. Deci în gândire de gradul 1, în gândire de gradul 2 și în gândire de gradul 3. La îngândire de gradul 1 te întâlnești cu extraterestru de la distanță. Deci dacă mă vede Gagica de la 10 metri, nu, mai de la 30 de metri, e în gândire de gradul 1. Eu când m-am îndrăgostit de Corina Chirilă, de la vreo 30 de metri, a fost în gândire de gradul 2. Ea a intrat acolo în expoziție, nu mai aveam în gândire de gradul 1 cu omul, Corina, și atunci eu extraterestru răpitor, m-am dus brusc la fată și m-am apropiat de la un metru. Și am avut în gândire de gradul 2 și am început să și vorbesc. Și fata se uita la mine, ție asta? Nu și-a dat seama că am floci la bot. De obicei, prietenii mei extraterestri n-are floci, are ochii boboșați, căpățâni mari, la fel ca la mine, dar cu ochii boboșați, are guriță mică și e bărbieriți. Ăștia ai mei, extraterestrii mei, sunt omuleți de emici. Eu sunt un fel de albu ca zăpadu și am cei 7 pitici după mine, de aia cu guriță mică. Eu n-am gurița prea mare, dar tot timpul dau de-n gură. Și m-am luat Corina, Chirilă, și i-am zis... După aia mi-am băgat translatorul galactic. Translatorul galactic și s-a auzit. Era ultrasunete, fata n-auzea, nu e liliac. Și, deci, da, și i-a auzit, bună ziua. Și mi-a răspuns, bună ziua, dar la mine în ureche se auzea... Băga, deci mi-a zis fata bună ziua. Și după aia eu am zis, pe mine mă cheamă X, Beta, Alpha, Delta. Dar așa am și după aia s-a tradus într-un număr omenesc. Mă numesc Dan Răducu. Și ea mi-a zis, mă numesc Corina Chirilă. Și eu eram mirat, ia uite. Ce artă mișto a făcut fata la... și îl iau ochii în cap, știi? Că așa suntem noi extraterestri. Mi se întâmplă ceva cu penoaclele. Dar i-am s-a prins că era la îngândire de gradul 2. Și așa am rămas. La îngândire de gradul 3, ce se întâmplă? Că la american, așa zis ei. Și are dreptate. Eu ziceam că e miștocat. Dar după aceea când mi-am dat seama că sunt și eu extraterestru, mi-am zis, bă, am avut la atâtea îngândiri de gradul 3, eu credeam că sunt om. Și nici alea nu știa că sunt extraterestru. Și la îngândire de gradul 3 se face sex. Păi acum, tragi mai multe îngândiri de gradul 2, la diferite ritualuri, la o cafea, la un club acum mai nou, printr-un parc, în natura mamă. Mai te întâlnești cu niște oameni, ea nu știe că ești extraterestru de la Beliojat, că tu ai translatorul la tine și pac, și vorbești normal, tu faci, dar ăia habar n-are, știi, sunt oameni și ce să le ceri, n-ai ce să le ceri, decât în gândire. Și după aia m-am uitat la arta aia, ei, și am mai comentat și ceva, a comentat și aia, și după aia am plecat. Am mai stat eu pe acolo, am plecat. De ce? Era supărat un militar. A zis, a venit extraterestri. Și își freca
baioneta. Și am zis, uaaa, vrea să mă împuște. Și după aia cere buletinul după ce m-am pușcat. Și am zis, aaa, e urât. Și i-am zis lui Corina Chirilă, nu i-am zis nimic, i-am zis la revedere sau mă știu ce i-am zis, dar mi-am luat o zeneu și am plecat.